Ne-am întors în direct, așa cum v-am promis înainte de pauză, mă țin de cuvânt și mă întorc la videoLED pentru a vă spune, cităm din G4 Media, le mulțumesc colegilor de acolo, măsuri dure luate împotriva bugetarilor în Statele Unite, din dispoziția președintelui Joe Biden, împotriva celor care sunt nevaccinați. Funcționarii din Los Angeles trebuie să plătească 2 teste pe săptămână, $65 fiecare test, adică $130 săptămânal, a nu-i dă colea. $130 chiar și pentru americani? Este bani mulți? Este grele aceste poveri. Suspendare în cazul în care nu te-ai vaccinat și nu vrei să te testezi contra cost, adică să plătești. În Chicago, Illinois, suspendare, fără plată. Adică pleci acasă, stai acasă fără să te plătească, iar în New York, în statul New York, rezilierea contractului de muncă. Ridică puțin știrea, Paul. Hai să luăm de aici. Aceasta în contextul în care ofițerii de poliție, pompierii și alți angajați municipali vor trebui să fie vaccinați până la 18 decembrie toți. În caz contrar, urmând să fie supuși unor acțiuni coercitive, adică măsuri dure, ce vă citeam în titlu, da? În plus, vaccinarea a devenit condiție de angajare în instituțiile municipale din metropolă. Los Angeles nu este însă singurul oraș american și așa mai departe. Bun. Termenul limit ale alea. Deci, ce vreau să înțelegeți? Măsurile sunt dramatice. Dă puțin documentul de la Casa Albă ca să vadă lumea pe ce se bazează și ce au scris colegi. Uitați-l. Acesta e documentul Casei Albe. Las-o așa, nu mai mișca. Este un document cu antetul Casei Albe. Este asumat de președintele Joe Biden. Este detaliată toată situația și toate măsurile dure împotriva celor care nu se vaccinează. Acum. Schimbăm puțin poia ca să fim corecți și echidistanți, cum este emisiunea asta întotdeauna. Vă spun că sunt state și noi am la cazul Alabamei. Cazul unde, iată, ordinele lui Biden privind vaccinarea la nivel federal respinse de statele republicane, adică cele conduse de guvernatori care sunt în armata lui Trump. Știți că acolo a fost barabara, adică a fost la fotografie cine să devină președintele. A câștigat așa, la kilogramă. Care sunt argumentele acestora? Nu o să facem acum argumentarea de documentul guvernatorului, cred că e femeie, doamna guvernator din Alabama. Celebru ordin, spun celebru pentru că în presa americană a devenit leitmotiv analizarea acestui 724, ordinul prin care se respinge obligativitatea certificatului verde în statul Alabama și nu este singurul. Sunt state republicane, conduse de guvernatori republicani, în care solicitarea lui Joe Biden și a Casei Albe n-are nicio valoare, pentru că America nu e, Statele Unite este o țară care nu funcționează precum alte țări. Bun, am vrut să vă arăt asta. În document, doamna, cred că e doamnă, spune cât timp voi fi eu guvernator, niciodată pe teritoriul statului Alabama certificatul verde nu va fi obligatoriu. Mă întorc la cei 4 invitați, am vrut să vă arăt asta și vă rog respectos să aveți indulgența și înțelepciunea ca împreună cu mine să le arătăm telespectatorilor ceea ce le-am promis, domnul Benoni, domnul Ungureanu, domnul Manole. Punctul de vedere exprimat la tribuna Senatului României de către cel mai îndriduit PSD-ist să vorbească pe tema asta și om care a făcut echipa, valoroasa echipă de la Matei Balș, și unul dintre cei mai experimentați profesori universitari doctori în domeniu, senatorul Străinu Cercel. Să-l ascultăm. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să vă spun de la bun început că sunt de acord că trebuie luate anumite măsuri. Dar în ceea ce privește acest proiect de lege, L454/2001, este greșit din punct de vedere conceptual, științific. Pentru că atât persoanele care sunt vaccinate, cât și persoanele care nu sunt vaccinate, se pot infecta la fel de ușor cu SARS-CoV-2. În acest context, ceea ce trebuia făcut și explicitat era să se vadă care este incidența în populație a trecerii prin infecție. Altfel spus, noi avem un procent de circa 60% din persoanele care s-au infectat cu SARS-CoV-2 au făcut o infecție asimptomatică, nu figurează nicăieri și nici nu au acces pe platformă să se poată înregistra prin determinarea anticorpilor din deget. Este un test foarte simplu, care se poate face la nivelul medicului de familie,
Și medicul de familie ar fi putut să aibă posibilitatea să urce aceste persoane pe platformă pentru a beneficia și ei de un certificat verde. Acest lucru nu este cuprins în acest document, deși noi am solicitat să se facă această treabă. Mai mult decât atâta, noi suntem cei care generăm discriminare prin vaccinare. Și așa au fost o serie de antivacciniști care n-au făcut probleme. Acum mai aducem încă un element în plus. Este păcat că nu ne gândim întâi la oameni și ne gândim strict cum să rezolvăm foarte simplu o problemă care era o problemă de vaccinare. A spus domnule secretar de stat că mor 500 de persoane pe zi în România. Din păcate așa este. Dar în toată vara aceasta nu s-a făcut niciun demers ca spitalele să fie pregătite, ca unitățile să fie bine stabilite, în așa fel încât lumea să știe ce a de făcut și mai mult decât atât, nu s-a făcut nicio achiziție de medicamente pentru acești pacienți. Așa că să nu ne mirăm că se întâmplă aceste lucruri. Grupul PSD va vota împotriva acestui proiect de lege. Vă mulțumesc! Acesta a fost punctul de vedere al profesorului universitar dr. Adrian Străinu Cercel. Acum profesorul, la fel de doctor și la fel de important, ba mai mult, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății în România și premier propus de PSD la Cotroceni, domnul Rafila. E un proiect de lege care a fost proscris, din păcate, asta este realitatea și el creează mai multe probleme decât generează soluții, pentru că face câteva lucruri care sunt inacceptabile, creează discriminări între diferite categorii sociale, impune, de exemplu, plata testelor de către personalul medical, cei care nu doresc încă să se vaccineze. Și lucrul ăsta nu cred că este suportabil de către sistemul medical în momentul de față, de-aia noi am și propus un moratoriu. Nu e vorba de sistemul medical, e vorba de angajați din sistemul public? Bun, eu vă dau exemplu sistemului medical, pentru că nu cred că sistemul medical, de exemplu, care are, să zicem, 20% din personal încă nevaccinat, adică 40.000 de persoane, își permite să se dispenseze în acest moment de 40.000 de lucrători. Mi se pare absolut intolerabil și lucrul ăsta, în mod evident, că nu putem să-l acceptăm. Una este să folosim acest certificat verde încât să creștem siguranța în zona sănătății publice, în ceea ce privește reducerea transmiterii și așa mai departe. Și altceva, să venim cu un proiect coercitiv într-un moment de tensiune maximă care devine inaplicabil și care a ajuns într-un soi de dezbatere, care chiar dezbaterea din Senat, din punctul meu de vedere, l-aș duce în derizoriu. Vă întreb așa, stimați telespectatori. Ce, și vreau să-mi răspundă cei patru invitații de marcă pe care i-am, ultimul reprezentantul societății civile, Iulian, prima oară politicienii. Mă, ce înțelege un telespectator care s-a uitat atent la emisiunea asta și a văzut așa, Portugalia este cea mai vaccinată țară și cea mai fără probleme din punctul ăsta de vedere, campania fiind condusă de un viceamiral, comandant de submarin în armata, în marina militară portugheză. A văzut că Joe Biden de la Casa Albă dispune măsuri dramatice împotriva celor care se opun vaccinării sau nu sunt vaccinați, nu că se opun, nu sunt vaccinați din sistemul public al angajaților din America. A văzut sau au auzit punctele de vedere exprimate de liderii PSD în domeniul medical. Indubitabil, cei doi sunt corifeii PSD-ului. A văzut, deci, ce înțelege când află că, de exemplu, Germania, Franța, sunt țări în care, pardon, Italia, Franța, sunt țări în care se renunță la certificatul verde pentru că chiar nu mai au probleme. Nivelul de vaccinare a făcut ca ATI-urile să fie goale și sistemul spitalicesc să nu mai aibă probleme. Da, domnul Benoni Ardelean și apoi, iertați-mă, domnul Manole, o iau în ordinea votului, Beni, întotdeauna, așa e regula emisiunii mele. PSD-ul numărul 1 la voturi, voi pe 2, AUR pe, pardon, USR pe 3. Deci, domnul Florin Manole. Deschideți microfonul, domnul deputat, vă rog. Despre ceea ce s-a întâmplat în Senat și despre proiectul ăla au vorbit și domnul Străinu Cercel și domnul Rafila. Nu, Florin, te-am întrebat direct, Florin, ce înțelege un telespectator care ne vede pe noi cinci, voi patru oameni importanți și eu moderatorul unei emisiuni la B1, după ce au văzut toate informațiile și au auzit toate astea. Ce înțelege românul? În primul rând te întreb așa. Înțelege că în țări avansate, guverne stabile și credibile
iau măsuri ferme și la timp ca să țină lucrurile în mână. Și mai înțelege că în România, un guvern care nu și-a făcut treaba până în acest moment, pentru că de-aia suntem în situația în care suntem, virusul ăsta e drept că e așa, nu e un dat, e un accident, ca să zic așa, dar gestionarea lui putea fi mult mai bună. Ei bine, în România, cine a gestionat atât de prost lucrurile, nu poate să ofere și soluție. Din păcate, nu. Nu poate să ofere soluție. Soluțiile le oferă specialiștii. Și cred că înainte să fie existat proiectul ăla pe masă, poate ar fi fost bine ca străinul Cercel, Rafila, experți de la USR, experți de la PNL, experți din spitale, din societatea civilă, să fi fost la masă și să fie agreat înainte să-l trimită în Parlament, să fie agreat pe un proiect serios. Dacă vă uitați la dezbaterile de astăzi pe care le-a coordonat chiar Alexandru Rafila la sediul PSD, cu sindicate, cu patronate, cu organizații profesionale, ele au fost făcute tocmai pentru a identifica soluții de comun acord cu care după aia să te duci la politicieni. Nu întâi vii cu proiectul și după aia spui, voi ce părere aveți? Că eu, Florin Câțu, m-am gândit deja și știu exact cum stau lucrurile cu pandemia asta. Da, domnul Benon Iardelean. Dați-mi voie să vă dau două exemple. Luni m-am întors din Statele Unite ale Americii și sunt două tipuri de abordări, destul de radicalizate și acolo ca și aici. În zonele în care sunt guvernatori republicani, îi liberă. În zonele în care sunt guvernatori democrați, îi restricție până măduva oaselor. Un alt exemplu pe care vreau să vi-l dau este că acum două săptămâni și ceva în urmă am fost câteva zile la Lisabona pentru adunarea generală NATO. Și la adunarea parlamentară NATO am întrebat pe cei de acolo, domnule, cum s-a ajuns în Portugalia să fie o rată vaccinării de 96%, da? În condițiile în care în România cu prima doză astăzi sunt vaccinați 40% din ce am înțeles. Deci o rată de vaccinare aproape de 100% în Portugalia. Și mi-au spus foarte clar că toate partidele mainstream de acolo au fost pentru vaccinare și au susținut masiv aceasta și toate televiziunile, trusurile media au susținut masiv această chestiune. Te rog frumos, Beni, iartă-mă. E foarte important pentru economia emisiunii mele și pentru mesajul pe care emisiunea s-a dat întotdeauna, singura, eu zic că singura emisiune, care n-a bun, bine. Hai să nu zic singura, să nu fiu exclusivist. Ascultați-l pe Benon Iardelean, pentru că veți auzi ceea ce spun de la această măsuță modestă și de la această televiziune națională de știri B1, de luni de zile. Mai spun o dată povestea cu televiziunile și cu partidele, că mi-am luat atâta nana la popou, metaforic vorbind, că mi-am permis să spun că există un binom în țara asta, politico-mediatic, care a rupt țara în două, fără doar și poate. Eu am spus-o, că sunt interese de partid, că sunt comenzi de la mogulii de presă, că sunt comenzi financiar bancare de la alții, nu mă interesează. Cert este că auzindu-l pe Benon Iardelean, îi cer să repete ultima frază. Te rog. Deci, repet ceea ce mi s-a spus și mie în Portugalia, de la ambasadoarea noastră, doamna Ioana, și de la mulți alții de acolo cu care am discutat și mi-au spus că toate partidele mainstream de acolo, cu mici excepții, niște partiduțe mici, dar toate televiziunile, trusturile media au susținut vaccinarea încă de la început. Deci nu a existat nici puțin o notă disonantă în povestea respectivă. Ceea ce, din punctul meu de vedere, a fost o mare reușită. Și vreau să mai adaug ceva aici. Într-adevăr, există tot felul de teorie a conspirației pe piață, care prind mai bine decât adevărurile. Adică să ne înțelegem. Asta este o chestiune de știut în sfera publică. În astfel de momente în care există diverse opinii, în care există diverse păreri, în care o lege poate să fie mai bună, mai proastă sau perfectibilă, pentru că nicio lege nu este perfectă, este perfectibilă. Într-un astfel de moment, ceea ce cred eu că este important este să venim să analizăm cu precădere prioritățile generale ale societății și ale politicului, să ajungem la un consens politic și să mergem pe aceeași direcție, mai ales atunci când vorbim despre cel mai important lucru, dacă pe mine mă întrebați, de sănătatea populației. Mai important decât multe aspecte și decât infrastructura uneori. Da? Pentru că este important să avem o societate sănătoasă. Este resursa cea mai importantă a unei țări și a unei națiuni. Mulțumesc mult, Mulțumesc. Este extrem de importantă. Domnul Ungureanu, aceeași provocare și noastră.
Lucrurile sunt foarte simple. Domnul Străinu Cercel și domnul Rafila n-au vorbit astăzi în calitate de experți în sănătate, ci în calitate de politicieni PSD, care au avut cinismul, să spunem, să nu spună, să nu-și înceapă frazele cu "eu m-am vaccinat". Cei doi experți sunt pro-vaccinare, însă PSD-ul vrea și voturile antivacciniștilor. Și atunci vor și sufletul în rai și nu continui cu cealaltă parte. Deci ei vor vota abținere în Camera Deputaților, care este cameră decizională, știind că noi cei de la USR, PNL și UDMR vom vota pentru această formă de certificat verde, care nu este nici pe departe perfectă și care ar fi trebuit să existe ca formă de prevenție, nu ca formă de coerciție, ca așa este românul. Când îl rugai să fie mai atent și încercam să vorbim de restricții, el spunea că vrea vacanță. Neavând o mână fermă care să impună restricțiile în vară și acest certificat verde să fie văzut ca o măsură de protecție, acum este văzut ca o măsură de impunere. Vine OMS la noi și se uită ca la o insectă stranie la țara noastră. Zice, uite voi, în timp ce țările civilizate sunt bine mersi, deschise și oamenii își văd de viața lor, oamenii ăștia încă cred în conspirație și prostii. Hai să-i ajutăm ca să iasă din necaz. Și noi abia acum avem cost la vaccinare, când Portugalia avea în primăvară sau în vară. În condițiile date și în contextul dat, gândiți-vă la imagine. Dumneavoastră sunteți un jurnalist vechi și ați făcut și politică. Gândiți-vă că astăzi, când vorbim noi, circulă în spațiu public imaginea cu președintele Iohannis îmbrăcat în alb lângă niște piramide. Ei, gândiți-vă că pentru noi, cei care discutăm astăzi, este foarte grav că mor 500 de oameni pe zi. Dacă pui această imagine lângă imaginea unui președinte care este relaxat și zâmbitor într-un loc exotic, e ceva nepotrivit. La fel și mesajul din vară care a fost dat că pandemia a fost înfrântă. Faceți imaginea aia cu domnul Iohannis și imaginea cu amiralul portughez, foarte sobru, care spune, ne luptăm cu un virus foarte periculos, ne mor bunicii, vă rog să rămâneți în acest front până reușim să învingem. Deci asta este diferența între responsabilitate și aș vrea să închei cu un răspuns pentru domnul Surugiu. Este o rușine ceea ce i s-a întâmplat și eu îmi cer scuze în numele unor DSP-uri care au fost și în subordinea ministerelor noastre, că nu am fost în stare să schimbăm cloaca aia de incompetenți. Pentru că dacă tot dăm vina unii pe alții, dar nu ne asumăm că n-am fost în stare să schimbăm, de aia oamenii nu au încredere în instituții, pentru că trăim așa într-un etern banc cu bulă. Deci nu se poate să-ți bagi loc un om și să stai în casă când era atribuit în a 8-a zi după contactarea virusului să iasă afară. Nu după 14 zile. Asta e. Domnul Ungureanu, vă mulțumesc mult, Iulica. Ar trebui să iau publicitate, dar nu iau. Amânăm publicitatea. De ce? Pentru că vreau să aud comentariul lui după ce i s-au cerut scuze în direct și apreciez foarte mult ce a făcut domnul Ungureanu. Foarte mult, deși în cazul lui Surugiu n-are nicio vină Ungureanu ca persoană. În schimb, sistemul pe care l-a girat Ungureanu, pe care l-a girat Benoni Ardelean, pe care l-a girat Florin Manole, prin vocea domnului Ungureanu i-a cerut scuze unui român oarecare. Să știți că n-a pățit-o doar el. Nu. Au pățit-o mulți oameni. Te rog frumos să comentezi, Iulian, la două probleme. Una, dacă ai vreun comentariu la ce a spus domnul Ungureanu referitor la relația ta absolut mișto, absolut senzațională cu DSP-ul, și apoi să-mi spui și mie, înainte de publicitate, ce înțelege un român normal la cap după emisiunea de azi, în care a văzut atât
de mare fractură în America între statele republicane și cele democrate, între Joe Biden și oamenii lui Trump din administrație, guvernatori de state, adică șef de state în America, după ce au văzut și au auzit punctele de vedere exprimate, nu politic, îmi pare rău aici, sunt de altă parte a baricadei față de domnul Ungureanu, exprimate de oameni care și-au pus experiența medicală la bătaie la tribuna Senatului și în fața camerelor de luat vedere, nici Rafila și nici Străinul Cercel n-au vorbit ca politicieni. Au vorbit ca profesori universitari, doctori în medicină amândoi, Iulian Surugiu. Ba da, domnul Ungureanu, vă spun de ce. Pentru că eu am informații din Senat că prezența la microfon a domnului Străinul Cercel a fost asumată de partid nu ca senator, ci ca vârf de lance. Poftim? Eu știu părerea lor privată. Păi atunci suntem într-un fariseism groaznic. Da. Da, așa pot să zic și eu, că știu părerea lor privată mai de aproape decât domnul Ungureanu, că, de exemplu, și acum vreo două ore, cred că m-am întâlnit cu Alexandru Rafila. Partidul Social Democrat n-a dat niciodată mesaje împotriva vaccinării, domnul Ungureanu. Dacă vă amintiți și dacă vă uitați pe Google, s-a dus Marcel Ciolacu cu câțiva senatori să-și facă doza 3 acum vreo săptămână și ceva. Deci, ar trebui să fie mesajul. Apropo de Parcul despre unitate. Unde e mesajul? Este, mai devreme a prezentat o luare de cuvânt Tudor Barbu din Alexandru Rafila. După ce a terminat Rafila de vorbit, tot acolo în curtea partidului, a vorbit și Anton Hader de la sindicate și a spus așa: cum, știți ce mi-a zis o femeie de serviciu de la Politehnică, a spus Anton Hader, vreau să mă vaccinez până când am văzut că parlamentarii sunt exceptați de la certificatul ăsta verde. Și am zis că ori știe ei de ce. Mulțumesc mult! Iulică, accept... O secundă, domnul Ungureanu, să iau și eu publicitate, că decalez prea tare publicitatea. Iulică, la tine mă întorc. Îți promit, solemn, că după pub, la tine mă întorc. Revenim imediat. Ne-am întors, v-am prezentat știrea din presa americană conform căreia sunt măsuri drastice, dramatice, pe care administrația Biden le ia împotriva nevaccinaților care lucrează în sistemul de stat. Sunt corect până la capăt, să vă spun că în unele state conduse de republicanii lui Trump, măsurile, ordinele lui Biden și măsurile luate la Casa Albă n-au nicio valoare. Ca să înțelegeți cât e de împărțită lumea. Mă întreabă ce... Apropo. Dar Iulica, n-am uitat că la tine vin, dar nu pot, Iulica, să vin la tine până nu citesc un mesaj. Mare atenție, ca să vadă lumea cât de corectă este emisiunea asta. Zice așa, știu emitentul, n-o să citesc emitentul. Domnul Ardelean l-a însoțit acum câteva zile în Statele Unite. E din America mesajul, de acolo vine. L-a însoțit pe ambasadorul României la Washington și îl întreabă pe domnul Benoni Ardelean dacă este vaccinat. Da, sunt vaccinat. Am trecut prin COVID în luna decembrie, am avut foarte mult timp anticorp, mi-am făcut din timp în timp testul de anticorpi. Aveam încă anticorp, dar acum, cu câteva luni în urmă, am mers și m-am vaccinat. Corect. Gata, e vaccinat. Pentru toate ieșirile externe, continuu fac teste. Da, i-am răspuns românului din Statele Unite. Atenție, că nu e fiște cine. E un om care a fost în anturaj. Și al doilea mesaj de la fostul director al Serviciului Român de Informații, domnul Costin Georgescu, care îmi spune așa: Tudore, înțeleg că trebuie să plătesc eu pentru cei care nu vor să se vaccineze. Nu-i răspund domnului Costin Georgescu, să răspundă ce crede domnia sa. Iulian Surugiu, ți-am promis, mă țin de promisiune, te ascultă prietenul tău. Zi. În primul rând vreau să le mulțumesc și domnului în special care și-a cerut scuze. Îmi cer și eu scuze, poate am ridicat tonul prea mult, dar politicienii trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate. Țara nu are absolut niciun viitor. Ce să înțeleg eu, cetățeanul de la Tescani? Nu pot să înțeleg nimic. Mi-a scris acum o femeie că de 6 zile așteaptă să vină să o testeze. Faceți ceva și schimbați procedura. Asta să înțeleagă. Și Străinul Gergel, în afară de politică, și toți medicii spun: dom'le, trebuie testare ca să luăm încărcătura de pe spitale, că și așa sunt, vai mama noastră. Asta trebuie să facă. Iar cetățenii de la dumneavoastră așteaptă un trai decent.
Da, nu în fiecare lună s-a scumpit benzina, s-a scumpit salariile, nu s-au ținut de cuvânt, parlamentarii, nu, guvernul n-a respectat legea, nu sunt polițiști, locuri de muncă nu sunt. Deci numai nenorociți. Vedeți cum stau, o secundă, Iulica, vedeți cum stau lucrurile cu o emisiune care e corectă și care este interactivă și care nu cenzurează? Zice cineva așa, din Timișoara de data asta. Spuneți-i lui Ardelean că e corect. Mi-era teamă că nu o să zică de robul nimic. Bă, chiar a zis. Da. Ăștia sunt dușmanii, probabil, al lui Benoni Ardelean din Timișoara, dar spune, bă, a fost omul corect. M-am uitat, să traduc eu, s-a uitat la emisiune și l-a așteptat la cotitură să zică, să vadă dacă îi zice de robul, că știți că robul a fost primarul lor, al PNL-ului. Da, ce să vezi, a zis. Ca să nu ajungem la vorba președintului, să ieșuăm cu statul de tot, faceți ceva. Uniți-vă și luați cel puțin niște măsuri bune acum, nu știu, găsiți guvern de Uniune Națională, guvern de specialiști, altă tâmpene. Iulică, îți spun eu că nu ne aude nimeni. Cărțile sunt făcute de mult, frate, doar nu ni le-au dat încă să le citim. Stai liniștit, săptămâna e altă. Eu îți spun așa, Tudore, că la un moment dat cărțile politicienilor nu o să mai țină în fața românilor. Îți faci iluzii. Bine, săptămâna altă undeva pe miercuri cităm dintr-un deputat, să-i dea Dumnezeu sănătate, un deputat UDMR care era aici pe stâlp, unde acum imaginea domnului premier desemnat, și spunea de aici de pe stâlp, Tudore, miercurea cealaltă, adică acum și ca peste 4-5 zile, va fi vot în plenul camerelor reunite și se va pune guvernul Ciucă. Guvern susținut de PSD. Hai, lasă-mă că vedem noi acum când o ieși la lumină treaba. Amândoi o știu, nu-i vezi ce fețe poker face sau amândoi? Nu-ți imagina că Benoni Ardelean și cu deputatul Florin Manole să uită acum gura ta și la emisiunea mea modestă și zici, băi frate, câtă dreptate au ăștia, chiar nu se știe pe ce mână mergem. Mă, mergem cu USR-ul, mergem cu... Băi, oameni buni, să știe. Acum problema e alta. Ce efect va avea venirea viitoarei guvernări la Palatul Victoria? Pentru că cine trece iarna asta și nu știe să o facă, să duce lângă PNCCD. Fraza asta e pentru conesiori. Bine, domnul Benoni Ardelean, negru ăsta minunat cu cifra 16, unde ar fi trebuit să fie domnul Ungureanu, nu-mi spune nimeni în cască ce s-a întâmplat. Ce? Să deschidă camera domnul Ungureanu. Oh. Adică să revină la computer. Corect, mi se pare firesc. Domnul Benoni Ardelean, vă ascult un comentariu, domne, pe tema, nu pe tema guvernării viitoare, care n-are sens să o discutăm acum, că o să aflăm numai lucruri pe care le-am citit deja în presă și care n-au nicio valoare, nici măcar de colecție. Eu vă întreb așa, sunteți conștienți cei rămași din politică, pe ecranul meu cel puțin, partidul numărul 1 și partidul numărul 2 ale țării astăzi? Eu nu cred în sondaje, nici să trec strada. Sondajele sunt făcute atunci când se comandă muzica. E precum la lăutare, am mai spus. Eu vă întreb, sunteți conștienți că iarna care vine nu este pe criterii electorale, ci e pe criterii de salvare a celor care vă dau voturi? Da sau nu? Domnul Florin Manole. Da, și... Da, domnul Manole, vă ascult cu drag. Da. Suntem conștienți. O să vă spun un lucru absolut cinic, ca să zic așa, dar dureros. De câte ori... Știți că e ideea asta tradițională, că pensionarii votează, domne, cu mai mult cu PSD-ul, ceea ce e mai mult sau mai puțin adevărat. De câte ori vedem cifrele alea mari de oameni care mor, mulți dintre ei în vârstă, ne dăm seama că dacă nu luăm măsuri și dacă nu facem lucruri care trebuie făcute cu responsabilitate, nu mai e despre faptul că pierdem voturi în sensul că nu ne mai votează lume. Pierdem concetățeni. Asta este adevăr. Florine, dragă, sensul întrebării mele nu este ca să aud eu Tudor Barbu, că dăm voie să-ți spun așa între noi, fie vorba că mă mai pricep un pic, n-am uitat politica. Eu îți spun așa, cei care vă ascultă mult sau puțin la emisiunea mea, PSD sau liberali fiind ei, vă spun vouă, PSD-știlor, de ce n-ați luat guvernarea când erați pe niște cai uriași și pandemia v-a crescut cota de piață? Și nu v-ați dus cu premier, v-ați dus la mișto cu solicitarea unor anticipate care știați că nu o să aibă loc. Iar pe liberali, care au fost singurii de s-au dus la... Un pic, cineva să ia apa de aici, că e decorul prea frumos. Liberalii, Florine, care s-au dus cu mandat de premier, că s-a numit, cum s-a numit, nu mai contează, da? O să-i judece, bă, ați luat guvernarea și n-ați fost în stare cu USR-ul și UDMR-ul sau cu PSD-ul să treceți iarna asta în așa fel încât să nu ne moară oamenii acasă, nu de COVID,
de frig, de foame, să n-aibă bani de medicamente, să n-aibă bani de întreținere. Nu vreau să devin patetic. Asta e problema, asta era sensul întrebării. Dacă partidele astea, cum știți voi doi din interior, sunt conștiente de drama electorală pe care o pot trăi, unii reproșându-vă vouă că n-ați luat guvernarea, alții reproșându-le lor că au luat guvernarea și n-au știut ce să facă cu ea. Oricine te judecă și eventual te sancționează mâine... Băi, șterge cineva pe jos că nu pot să iau pub acum. Acum, vă rog. E un om pe care îl poți convinge poimine. Problema este ce se întâmplă când concetățenii mor. Atunci nu mai ai pe cine răzgândi poimâine. Așadar, nu e nimeni care să nu-și dea seama de nivelul la care sunt lucrurile acum. Domnul Benoni Ardelean, asta este o televiziune sănătoasă la cap, frate. Ne-am făcut ordine în decor și apa o ștergem în direct. Beni, aceeași întrebare. Cât de conștiente, dar sincer, așa ne leagă o amiciție de ceva ani, cât de conștiente este conducerea liberală de impactul pe care l-ar putea avea din punct de vedere electoral iarna 2021-2022 pentru voi ca partid de guvernare? Să știți că întotdeauna orice partid de la guvernare se gândește cât de mult se erodează dacă nu face ceea ce trebuie. Și cred că aceasta este o preocupare majoră și pentru Partidul Național Liberal în acest moment. Problema majoră pe care eu mi-o pun întotdeauna, personal vă spun asta, ca și principiul meu de viață, este de a fi conștient și determinat să fac ceea ce trebuie, nu ceea ce mi se impune. Și nu ceea ce spun unii și alții că ar trebui să fac și sondajele, ceea ce trebuie să fac, ci ceea ce trebuie. Întotdeauna, când faci ceea ce trebuie, chiar dacă pierzi pe termen mediu, lung, scurt, nu mai contează, este ceea ce este mai important pentru populație, este ceea ce este lucrul care îți dă liniștea și pacea să dormi noaptea, pentru că știi că ai făcut ceea ce trebuie și stai întotdeauna de partea adevărului. Ultima întrebare îi se adresează lui Iulian Surugiu și ca și o concluzie așa la emisiune. O concluzie, mă rog, nu neapărat o concluzie, un punct final. Iulica, care e principala problemă pe care crezi tu că o are clasa politică în relația cu noi, cu prostimea, în iarna asta? Dăm voie 10 secunde și o să închei așa. Când domnul deputat Coarn a fost luat de către PSD și pus pe loc eligibil, a doua zi dimineața am fost chemat de către un șef de partid și mi s-a oprit aceeași funcție, mi s-a oferit aceeași funcție. Am spus următorul lucru. Mă onorează, vă mulțumesc, dar decât să intru în mocir la asta în care ați făcut-o timp de 30 de ani, mai bine voi încerca să construiesc ceva de la fundație. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. Vreau să fac așa. N-am să-l las nici pe Florin, nici pe Benoni. Nu să-mi permit eu să spun. N-are dreptate Iulian Surugiu. Nu este o mocirlă. În Parlamentul țării, în partidele de vârf ale țării, sunt mulți, foarte mulți oameni valoroși. A, că ei sunt năpădiți frecvent de niște bălării halucinante, asta este adevărat. Dar în politică, dacă nu intră oameni valoroși, niciodată, absolut niciodată nu vom ieși la liman. Nu prea mai sunt lăsați, Tudore. Rămâneți cu bună România, cu Răzvan și cu Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!